Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte, în Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, intensificări ale vântului, rafale în general de 50-70 km pe oră, vijelii, grindină și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar pe arii restrânse și la intensitate mai mică. Temperaturile minime vor caracteriza o noapte local tropicală și se vor situa între 15 și 23 de grade, mai scăzute în depresiuni. Mâine, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua treptat cu precădere din orele amiezii, în cea mai mare parte a țării. În sudul Banatului, Oltenia, Transilvania, local în Maramureș, Muntenia și în nordul Moldovei, precum și la munte, vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului, rafale în general de 50-70 km pe oră, vijelii, grindină și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar înnorări și astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse. Însă în nord-vest. Valul de căldură va persista în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea continentală și sudul Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa între 21-22 de grade în dealurile de vest și în jurul la 37 de grade în Câmpia Română. În culturile grâului de toamnă și a porumbului, conținutul de umiditate se va situa în limite scăzute. În Maramureș, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pe suprafețe extinse din Moldova, Transilvania și Banat. Rezerva de apă din sol va prezenta valori satisfăcătoare local în nordul și nord-estul Transilvaniei, izolat în vestul Moldovei și nord-estul Banatului. În condițiile agrometeorologice menționate, procesele de creștere și dezvoltare la speciile prășitoare, neirigate, vor fi diminuate temporar în cea mai mare parte a țării. Izolat este posibilă o depreciere a stării de vegetație datorită regimului termic ridicat din aer, asociat cu menținerea deficitelor de umiditate din sol. Pe fondul temperaturilor maxime deosebit de ridicate din aer, situate frecvent peste pragurile biologice critice de rezistență ale plantelor, la culturile neirigate de porumb și de floarea soarelui se va înregistra fenomenul de ofilire temporară și răsucirea frunzelor. Cultura de grâu de toamnă va parcurge fazele de maturitate în ceară și deplină în majoritatea zonelor agricole, extinzându-se totodată suprafețele agricole în curs de recoltare. Cerealierele tardive din nordul și centrul țării se vor afla la maturitate în lapte, ceară și deplină. La orzul de toamnă va fi posibilă finalizarea recoltării. Rapița se va afla în fazele de creștere a boabelor în siligve și maturitate deplină, continuându-se lucrările de recoltare. Sub aspect fenologic, porumbul va parcurge predominant dezvoltarea aparatului foliar pe suprafețe agricole extinse din țară, iar la hibrizii extratimpurii și timpurii, semănați în epoca optimă, se va continua apariția paniculului. În toate plantațiile pomicole se vor semnala înfrunzirea, creșterea și coacerea fructelor, iar la speciile ajunse la maturitatea de consum se vor continua lucrările de recoltare. Vița de vie se va afla la înfrunzire, înflorire, formarea și creșterea boabelor la nivelul întregii țări. Recomandări de specialitate. Continuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la culturile de toamnă și în livezi. Efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de câmp și pomii viticole. Combaterea bolilor, dăunătorilor, precum și a buruienilor din plantații. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.